Da, doctor, ce s-a întâmplat? Au fost vaccinați fotbaliștii? Soțul dumneavoastră va gândi? Daniela Mitra are 47 de ani și este medic de familie în comuna Corbi Mari. Astăzi dimineața, anchetatorii au venit în cabinetul ei și au făcut percheziții. Este suspectată că în cursul verii ar fi vaccinat fictiv 10 fotbaliști. Ar fi fost convinsă de soț, George Cristian Mitra, care este președintele clubului de fotbal din Pucioasa, să-i ajute pe cei 10 sportivi să participe la competiții, fără să fie însă imunizați. Doctorița ar fi introdus datele în sistemul electronic și ar fi eliberat apoi certificatele de vaccinare. Pentru presupusele vaccinări a încasat de la Casa de Sănătate 400 de lei. Acuzațiile care îi se aduc sunt de înșelăciune, fals intelectual și fals informatic. Fotbaliștii au trecut pe la dumneavoastră pe aici, sunt vaccinați? Sigur, câți, da. Doamna doctor? 13. Și de ce sunt perchezițiile, doamna doctor? Da, obsesivitate. Ați fost instigată de soțul dumneavoastră, într-adevăr, așa cum susțin anchetatorii? Nu. I-ați vaccinat cu ambele doze? O singură doză se face Johnson. Johnson. Da. Dumneavoastră i-ați vaccinat? Da, eu vaccinez. Echipa de fotbal din Pucioasa este în Liga a treia, iar principalul finanțator este chiar primăria din comună. Nu știu dacă vom mai putea continua sprijinirea financiară unei echipe care are asemenea probleme. Cazuri de adeverințe de vaccinare anticovid falsificate au mai fost descoperite și lunile trecute și fac obiectul altor cercetări. Este însă primul în care este vizat un medic. În corpul medical se delimitează clar de astfel de acțiuni, trebuie identificate și sancționate cât mai drastic posibil și oamenii, pe de altă parte, trebuie să înțeleagă că nu fac altceva decât să dea niște bani, cumpărându-și astfel un risc să se îmbolnăvească, un risc să ajungă la spital, un risc chiar să-și piardă viața. Avem toleranță zero, deci toleranță zero pentru cei care falsifică certificate de vaccinare. Asta trebuie să fie foarte clar, pentru că cine falsifică un certificat de vaccinare pune în pericol viața altei persoane. Conform codului penal, falsificarea unui înscris oficial de natură să producă consecințe juridice se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.